Administrația Slătineană a premiat tinerii care și-au promovat orașul prin performanțele lor, dar și seniorii. 82 de cupluri au fost felicitate pentru împlinirea celor 50 de ani petrecuți împreună. Atunci când există înțelegere, respect, să știți că totul este frumos. Cu bune, cu rele, cu mulțumire Dumnezeu. Suntem încă împreună, asta contează cel mai mult. Avem doi copii, copiii sunt sănătoși, avem doi nepoți, doi băieți de la ei. Recomandăm tinerilor să-și întemeieze familia, pentru că familia este cea care asigură echilibru și, ce să zic, liniștea sufletească a fiecăruia. Manifestările s-au încheiat cu gala superlativelor. Toată lumea se bucură când primește ceva, mai ales când vine dintr-o zonă în care înseamnă reprezentativitatea orașului, a comunității până la urmă. Eu simt o deosebită plăcere și mai ales pentru că am constatat că întreaga mea activitate de peste 65 de ani în Slatina a fost analizată și apreciată ca atare. Dacă acest premiu este ca urmare a faptului că am primit acel premiu internațional, consider că sunt doar reprezentantul echipei de neurologi a Spitalului Județean Slatina. Dacă se referă și la activitatea mea în general, atunci mulțumesc și sunt onorat. Primăria Slatina a alocat în acest an de la bugetul local pentru organizarea evenimentelor dedicate împlinirii a 655 de ani de la prima atestare documentară suma de 620.000 de lei.